Dragii noștri, deschidem cu acest vlog o miniserie de vloguri în care prezentăm mici afaceri, mici meserii de demult uitate, dar care mai rezistă prin intermediul unor meșteșugari care mai rezistă și în prezent. De data aceasta suntem la o ceasfornicărie, eu o să fiu un pic de ucenic. Am venit și eu odată în viață înainte de începerea programului și încă este închis. Dar timpul trece în favoarea noastră. Bună dimineața! Bună dimineața! N-am întârziat! N-am întârziat! Nu! Vă merge bine ceasul? Da! Ar fi culmea să nu meargă. Știți vorba aia? Pantofarul are papucii rupți, da. Și ceasornicarul n-are ceas. Și frizerul are părul lung. Dar ce simbolizează crucea? Nu-i elvețian. Elvețian. Și aici jos. Farmacie pentru ceasuri. Da, exact. Cui cu cui se scoate? Da. Ah, până aici e bine. Și uită-te aici să se vadă exact că lumea nu mai vede bine acum de când e cu ochii în TikTok. Cum ar fi să... Zice, ceasul e bun, funcționează la fix. Zice, dar trebuie o căruță ca să-l duci. Elvețian de la mama lui. Starea ceasului, că e ceas electronic, că e ceas de modă veche, lumea poate să ia o bomboană în așteptare. Da. Observați că tot bomboane elvețiene. Deci totul e elvețian. Da. Cu cruce. Dar dacă e crucea cu verde, mai există o speranță. Deci ca să fii ceasornicar, trebuie să... Nu poți să intri așa, nu? Da, trebuie nu mai cu latul. Deci aici trebuie să ai condiție fizică. Capul și... Zice că nu. Nu-i voie să crești mare. Nu-i voie să crești mare, să crești mic. Orice lucru bun se începe cu o... Cafea. Cu o cafea. Logic. Juniorul și seniorul, familia Moroșan, de câți ani ceasornicat? 62 de ani. 62 de ani. La 62 de ani se ieșea la pensie. Da, exact. La noastră aveți 62 de ani de activitate. Absolut. Ce sunt astea, domnul Moroșan? Astea sunt presa cu anexa acesta, când nu putem închide un ceas cu asta, diferite mărimi. Acum se mai fabrică sau astea le aveți de... Avem de cel puțin 50 de ani. 50 de ani. Acum ce se fabrică din plastic. Totul e din plastic. Că nu ține mult. Se cumpere altul. Absolut. Când ați început dumneavoastră meseria asta, da. Câți ceasornicari erau în Cluj-Napoca? Cam 6-7. 6-7. Și acum mai sunt? Acum mai sunt vreo 9. Vreo 9. Deci da. E bine. Da. Lumea are nevoie în continuare dacă de ceasuri. În anii 70 am avut 72 de ceasornicari în orașul Cluj, la cooperație. Ceasuri românești ce am avut? Am avut Orex. Am cumpărat de la chinezi mecanisme gata montate. Noi am făcut cadranul și carcasa. Aici e problema, că mai știu ceasornicarii să umble la mecanismele... Majoritatea se trimit în unitatea noastră. Aici? Da. Și juniorul deja l-ați pedepsit. Ce i-a spus la ochi? La ochi? Cum se numește asta? Lupa. Lupa. Lupa pentru mărirea peselor. Da. Deci, pentru mărire, dragi bărbați, să vă luați lupă, nu altă. Da, exact. Sau gagica. Sau gagica. Să cumpără o lupă. Cum e vorba? Că lentila mărește, dar nu întere. Ce-ai făcut acum? Am reglat niște manușe. Corect. Vai ce mari sunteți. Da. Păi creștem de zice pău. Parcă-s popii marinarul. Bun. Și aici? De aproape. De aproape. Aha. Cam 3-4 cm. Extraordinar. Foarte bine. Operații n-ați încercat să faceți? Apendicită? Că văd că bisturiu aveți. Încă nu. Dar urmează. Da, aici nu-i bine să vii mahmur să stremure mâna. Okay. Dumneavoastră stați aici la masă și pe junior îl puneți aici și dați teme. Da. Tu n-ai avut de ales, așa ar trebui să urmezi pasiunea tatălui. Așa e. Așa e. E o meserie care îți aduce bucurii? Absolut. E ok. Vin oamenii așa distruși. Vai, ceasul ăsta la care am ținut, ceasul, moștenire. Da, foarte mulți vin și moștenit de bunicul, de tata. Da. Și ține la el și vrea să urme, să vadă că sau de ticăitul ăla special. Da. Mi-a spus cineva că mi-a văzut ceasul ăsta recondiționat tot de dumneavoastră. Zice, țin minte când bunul mă punea la somn și puneam capul pe mâna lui și auzeam cum ticăie. Și ticăitul ăsta m-a dus în trecut. Deci mai țin oamenii la amintiri. Da.
un ceas de buzunar. Ceas de buzunar. Dar din pentru... anii 40. Pentru ăsta trebuie să ai costum special, trebuie să da, ai buzunarul, sigur, să nu-l pui pe el. Ca o bijuterie. Extraordinar. După firma aceasta a început, da, a început să facă în 1906 ceasurile de buzunar. Și noi la 1907 am făcut răscoala. Deci fiecare cu preocupările absolut, lui. Absolut, da. S-a întâmplat vreodată să vină cineva cu un ceas stricat și să nu aveți ce să-i faceți? Se mai întâmplă, se mai întâmplă. Este într-o stare atât de... degradată. Piese se găsesc și pentru ceasurile mai vechi. Nu prea. Noi mai avem în stocuri vechi, din stocuri vechi. Se mai se poate comanda, dar nu la toate. Dar ea nu-i rentabilă. Care sunt piesele de bază, care sunt uneltele de bază pentru a repara un ceas? Deci, asta e pentru slane. Când mănânc, da. Deci, cuțitul de deschidere a capacului, asta. Așa, deci. Nu. La acesta la merge acest... cheia. Cheia asta. Deci, da. Trebuie să stabilim să aici. Da. Sau așa ceva. Sau așa ceva. Da. Așa. Uite inimioara. Uite Vlad inimioara. Anii 70. Cum ai zis? Funcționa. Acum dacă am venit aici, da, anii 70. Uite da. Cum funcționează. Bun, și dacă am avea de lucru înăuntru lui, cu pensa scoatem, punem deoparte. Șurubelnița, penseta. Asta e muncă de... foarte mare atenție Migaloasă. Și fină. Observați că seniorul are degetele foarte fine. Putea să fie ori pianist, ori ginecolog. Da. Host de buzunar. Așa mi-a spus cineva. Ai mână de host de buzunar. Prea fină pentru... Un sfat pentru cei care doresc să-și păstreze ceasurile în bună condiție. Să vină. Viziteze la un an, doi, să vină aici. Să vină și le rezolvăm. Și să vină. Să... Da. Și trebuie ferit de apă. Apă. Fiind din metal, se ruginește una, două. Ceasurile astea noi, care rezistă până la 100 de metri. Da, bine, aia special. Și acelea trebuie întreținute. Scafandă. Garniturile cedează, deci nu așa merge. Cumperi un ceas rezistent la apă și te ține o viață. Anual sau din 2 ani odată trebuie schimbate toate setul de garnituri, altfel... Și eu și fiul dumneavoastră evităm apa asta, știți da. Că de-aia funcționăm cu precizie elvețiană. Mulțumim absolut. Frumos pentru că ne-ați primit, mult succes în continuare. Mulțumesc la fel! Să duceți mai și departe. Bancuri bune! Și bancuri bune, da. Bancuri bune. Vedeți, afaceri mici cu iz de trecut. Ce mai frumos decât să ai pe mână un ceas care a aparținut unei generații dinaintea ta și să-l lași și generației următoare. Până data viitoare, ochii pe ceas!